Uniunea Generală a Pensionarilor reunește într-un sistem unitar toate categoriile de pensionari, inclusiv agricultorii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, iar în scopul promovării și apărării drepturilor și intereselor economice, sociale, culturale și îmbunătățirii condițiilor de viață a pensionarilor, reprezentanții acesteia și-au propus să atingă o serie de obiective, unul dintre ele fiind înființarea unui cabinet în stațiunea Oglinda, unde pensionarii se poată beneficia de tratament medical. Avem o ședință în municipiul Roman și la Piața Neamț cu toți președinții de pensionari care ne deplasăm. Cred să facem procesul verbal. Am luat legătura cu organele cu Bucureștiu, am luat legătura cu Consiliul Județean, după ședință, cu toate formalitățile, să ne plasăm la Consiliul Județean pentru să ne dea în spațiu 30% care are din Consiliul Local. Așa și s-a luat legătura cu domnul, cu directorul general de la Transilvania să ne predea să ia niște o parte din acțiuni ca să putem face secția de reumatologie și de cardiologie. Trebuie să ținem cont că această stațiune a mai funcționat odată. Noi aveam, chiar putea să vă arăt, aveam peste 200 și ceva de cereri, așa aveam, așa care cu pensii foarte, foarte mari și care ne sprijină. Și totuși odată mâine facem ședință care o facem la Roman, așa cu toți pensionarii, și o să aducem tabel nominal cu toate persoanele vârstnice, atât de la Roman, cât și de la Piața Neamț și de la Târgu Neamț, ca să fie de acord pentru înființarea stațiunii. Printre obiectivele pe care și-au propus să le atingă se mai regăsesc indexarea cu regularitatea pensiilor, acordarea unui ajutor de 25% din pensia titularului soțului supraviețuitor, compensarea cu bani sau alimente a biletelor de tren nefolosite de pensionari, extinderea îngrijirilor medico-sociale la domiciliu pentru persoane singure sau nedeplasabile, efectuarea unor cercetări asupra condițiilor de viață ale pensionarilor, integrarea în viața activă a pensionarilor prin valorificarea și prețuirea experienței acestora și sprijinirea după caz, material, moral sau logistic a pensionarilor aflați în suferință, asigurându-le consiliere juridică în domeniul pensiilor, asistenței medicale și sociale.